Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou clip de Doamne ajută! Astăzi facem turul T6, suntem în Schwarzwald, adică Pădurea Neagră, în Germania. Turul T6 are aproximativ 35 de kilometri, cu drumuri forestiere, trasee, include și trasee, cred că sunt vreo 5, dacă nu mă înșel, toate albastre. Unele mai grele, altele mai ușoare, dar naturale. Asta e foarte important, iubesc traseul natural. Suntem cu e-bike-urile, bineînțeles. Nu că suntem leneși, dar nici nu vrem să ne rupem, avem și noi totuși o vârstă, cum ar veni. Niște priveliști uluitoare foarte frumoase o să vedeți pe parcursul clipului. Așa că hai să dăm drum, am stat destul. Am o bucată de carne, șnițel, între dinți. Pătura. Nu pot aici să iau curba asta. Da, nu pot să iau, sunt un pic mai... Bine, ai putea lua, dar... I'm not so skilled. Încă una de asta. Și umede puțin pietrele, mi-e și frică de chestia asta să nu... Nu știu dacă alunecă, da? Man, cel mai ușor e. Unde nu se poate, nu se poate, e cel mai bine. Asta recomand și la restul. Da. Wow. Wow, cât e de frumos! Nu cred! Câte rădăcini! Ha!
Wow! Ce traseu frumos, nu cred. Wow! Frunzele alea cu rădăcinile nu sunt prea bune, prietene. How beautiful is this? Stai un pic uphill. Wow, ce frumos e aici. Wow. Wow! Ce frumos a fost asta. Și-a închis tot. Wow, amazing. Acum ne îndreptăm spre următorul traseu. Oh, wow. Ce frumos e aici. Care frumoasă. Oh, wow. Oh, wow. Trebuie să lăs scaunul puțin mai jos. Du-te. Asta e urcare S1. Și coborâre la fel, tot S1. Deci, traseul ăsta, dacă vreți să-l faceți pe bicicletă normală, să mă înjurați. De-aia recomand de bike-ul și până la urma urmei e bike-ul, e foarte bun. Că sunt hateri pentru e bike. Nu vă rostul. Cu e bike-ul ai mai multă distracție, mai mult fun. Iachime, ai e bike? De ce? Așa e ușor? Da? Chiar nu e ușor. Să auzi că nu e ușor. Oh, trebuie să opresc cumva vocea lui asta, mă speream mai înainte de numai.
Wow, cum arată! Hai, m-am rupt. Am ajuns și la următorul traseu din această rută. Oh, ce e aici? Oh, nu e adevărat. Ce urăsc eu cel mai mult? E noroi. Noroi, pietre și frunze pe lângă. Wow, cum e aici. Cât de întuneric e. Cât e de frumos, bă. Da, te zguduie, mă, traseul ăsta. Las frânele, nu merge mai repede. Nici nu cred că ar trebui. Wow! Ce frumos! În condiții de astea excelează camera asta. Wow, ce frumos e aici! Wow! Wow! Ce traseu, mă, du-te, dracu! Bă, ce...
ce frumos traseu, nu cred. Mamă, cât de frumos poate fi. Bă, lasă, te zgâdui mai rău decât celălalt pe ce am fost ieri. Ești mai mare viteză, că poți să dai viteză, știi? Da, deja, au. Eu dau de lent și scuturat, deci da, aici rapid și scuturat. Foarte tare. Bun, hai să mergem la următoarea parte. Ce frumos e. Noi am venit din partea aia de sus, am coborât, și am venit așa pe aici, roată, și am ajuns în locul ăsta. Lacul ăla e așa, mai albastru, foarte închis, foarte frumos. Senzație.